Hola, hola, hola. Bienvenidos a la más grande podcast del mundo, La Tzuchi. Muchos gracias, muchos invitados a la nuestros podcastos. En esta noche ave una grande sorpresa. Una grande emisión. A emisiones, așa cum ai zis tu, los umbrelos. Ăștia vorbesc la o abonați-o-tos! Da, abonați-o-tos a la pagina nostru Muclesos. Am invitados. Bienvenidos. Ave una grande invitados del mundos al nostros podcastos. Para nosotros. Para nosotros, muy bien. Porque questo es mi hijo. Eu sunt padre, abuelo, abuelo. Așa, sunt și abuelo. Abuelo, dacă nu știți asta, înseamnă bunic. Așa, avem invitados más grandes equipas de cómicos y musicantes, porque la mujeres es musicantes, lui e cómicos, a la podcastos Tzuchi. Avem astă seară pe Natantici! Băi, nu, dar nu... Dar cum tot ne aplaudăm pe noi? Nu, nu, Grigore, tu îi cunoști foarte bine, dacă și tu ai fost operator și la mine și la ei. Și la voi, nu numai la tine. Și la nosotros, cum ar veni. Și la nosotros, așa e. E mai mult. E mai mult os. Felicitaciones por la very long speech. Zi-mă cu Grigore, că început cu Grigore. Am început cu Grigore, încep cu Grigore și termin cu tine. Eu acum înțeleg. De ce e Pepe prezentator la Te Cunosc? De ce Răzvan și Dani sunt prezentatori la Neas? Vorbești mult, am vrut să plec, eu am crezut că doar te-ai chemat aici, Natantici și am plecat. Nu, stai puțin. Sau și mai mult, sau de mult, nu sau puțin. Eu am una más grande problema, porque palabras mucho decât invitadores. Poate să se numească emisiunea Pe Mut cu Romică. Da. Pe Mut cu Romică. Pe Mut cu Romică. Pe Mut cu Romică și atât că, da. Es muy imposible. Eu hablo español, sí. Tu habla español? Estoy muy supărada că nu am fost toți și eu cu voi, o sunt în Columbia. Dar și voi ați fost în America Express. A fost în Asia, noi. Noi am fost în Asia. Voi este în Asia. În Asia și noi am dat de turci, am dat de georgieni, am dat de iordanieni. Am dat de... Și în ce limbă vorbeați cu ei? Română, îți dai seama, cât să... Ronglish, Spanglish, tot ce găseam. Cum sunteți voi? Cum zice în spaniolă? Nu, cum ziceți? Una más grande internaționale. Asta cu internaționale, mă omorai. Deci mă omor, eu când mă uit la asta și vă văd pe amândoi. TV show? Cum zice, mă? Senior, e muy grande. Una, cum ziceți voi? E muy importante. Una dia. Nu, e una dia mult importantă, pe asta am aflat-o după aia, înțelegi? Normal, în primele zile am dat din mâini, mă dor mâinile și acum. Pentru că mai mult făceam vânt decât să înțeleagă. Eu soy romica, mi hijo Cătălin, por favore, señor. Băi, dar sunteți atât de dulci, atât de drăguți. Eu sunt îndrăgostită așa, maxim de formula asta voastră. Să ne zică și nouă cineva. Eu m-am săturat să amestec aurul ăsta, nu se mai topește. V-am invitat. Ăsta se numește verighete pe ficat. Tu ai verighetă? Am pierdut-o. Lizzie are. Eu am una, dar mai merge una. Am fost în Italia la surorile mele, noi suntem mai mulți frați, adică chiar și acolo ne-am întâlnit în Italia. Am pierdut-o în mare, când era largă. Am băgat-o la maneți. Eu cred că da, Romică, vă spun. Păi și ce, nu era verigheta ta? De ce s-a lărgit? Ai slăbit între timp? Nu, așa am luat-o largă ca să pot să pierd. Nu mă, eu apropo de slăbit. Iată, și acum fără nicio glumă. Noi am stat 10 săptămâni, voi nu știu cât a stat, abia aștept să vă văd câștigători. Dar fii atent, după 10 săptămâni eu am slăbit 9 kg și ea s-a îngrășat 2 kg. Zi tu cum? Cred că mai mult de 2, dar așa e el, drăguț. Și mănâncă orice. Să spun ceva, când ești îndrăgostit, te îngrași. Da? Da, să știi. Și când mulțumesc, Romică, ce drăguț e. Când te desparți, slăbești. Sau ce? Când te desparți, slăbești. Tu te despărți, firii. Nu. Hai, eu zic să începem podcastul. Ăsta este un vin special. Stai să-și ia banii, Zi. De la prietenii noștri... care au cel mai frumos restaurant. Nu știu dacă George și Dragon. Da, e superb. Da. E superb. E cel mai frumos restaurant. Mă lasă să zică să-și ia banii. Vinul ăsta are 24 de Carete-teta. Lasă pe ea, carete tu. Deci asta e verighetă pe ficat. Dacă nu mai e verighetă, o ai pe ficat. Le mulțumim frumos pentru asta, putem să ciocnim. Da, eu nu. Doamne ajută. Băi, frumos la Tzoci, nu mai vii. Măi, mă simt extraordinar deja, ca acasă. Păi, nu... Direct cum am pus eu să vezi. Te-ai încință? M-am încins. Păi dă-l jos, mă. Îți dai seama că am și alergat cu el. Și îți dai seama că stăm 4 ore aici, la cum vorbim, eu zic. Mamă, să atingem ăsta. Să-ți spun ceva. Atinge îngerul. Cel mai interesant lucru și cel mai frumos este că în ultima perioadă voi doi ați apărut din ce în ce mai mult. Așa este. Ați devenit din ce în ce mai cunoscuți. Și asta nu degeaba, pentru că sunteți foarte talentați. E. Și tu și soția ta. Stai puțin. Eu mulțumesc. Stai să spun ceva. Stai că l-a terminat. Ai răbdare, că trec și la... Așa, și la tocat. Și la cocoșat. Lucrul ăsta pe mine mă bucură. Știi de ce? Pentru că în ceea ce privește meseria mea, mă bucur că vin din spate oameni talentați așa cum ești tu. Mulțumesc. Să spun ceva. Bă, tu ești chiar talentat. Ce să fac? Și să spun ceva, lucrul ăsta nu l-am aflat nici din ziare, nu m-am uitat nici la podcasturile și la lucrurile pe care le-ai făcut pe online, ci pur și simplu întâlnirea directă pe care am avut-o cu tine. Adevărat. Și foarte important de știut, noi ne-am întâlnit fix acum 20, adică tu nu o să ții minte că tu ai întâlnit de-a lungul anilor o grămadă de oameni, care unii au reușit, unii mai puțin. Dar noi ne-am întâlnit prima dată pe litoral, cu spectacolul în Nea Bebe Micu, erai cu prietenul tău. Palade. Nu, corect. Cu Cătălin erai. Noi cu o trupă de umor. Voi, Dida Mai, Toțu și Palade. Și bă, v-ați... Mai zi odată că ai zis-o repede. Dida Mai. Nu, a zis eu să zic. De ce sunt aici? Că-ți vine, bine, ok, bine. Și voi, Dida Mai, Toțu și Palade și noi niște copii care făceam și noi pe acolo... Salumache, bine tache, ne îmbrăcam în fustițe, nu știu ce. Ideea este că v-ați comportat cu noi atât de frumos. Și nu ne așteptam, că-ți dai seama. Dar de ce? Pentru că și voi la rândul vostru, ne-ați povestit mai târziu, cum și tu cu Palade vă ascundeați după tomberoane să vă bage Nea Bebe Micu în spectacole și a zis, bă, da, voi aveți privilegiu, atâta zic. Voi aveți privilegiu, voi stați cu noi în cabină actorilor. În spate, cum e green room acum, cum se zice, stați cu noi aici, voi habar n-aveți cu... Și v-ați purtat cu noi extraordinar de frumos. Dar să spun ceva. Și aia a fost prima întâlnire, ca să închid. Având în spate întâmplările din viața mea și a lui Cornel, da? Pentru că în perioada aia nu eram chiar așa de iubiți de mari actori. Da? Nu zic cu răutate a se înțelege lucrul ăsta. Da, așa s-a întâmplat, da. Mă gândesc că unii, cum să spun... reacționează la schimbul de generații într-un fel. Așa e. Iar alții, în pas cu timpurile, încep să înțeleagă că la un moment dat există un schimb de generații. Așa este. Acum, vorbind la prezent, mie mi se pare foarte interesant că voi duceți comedia și în ceea ce te privește pe tine, stand-up. Pentru că faci și stand-up. Dar acum am văzut în serialul ăsta Bravo Tată. Unde mi-ești tată? Unde, Cătălin, ți-am spus. Eu mai am copii de care tu nu știi. De care nu știi. Ăsta este copilul meu din serial. Vă cunoștință. Mulțumesc mult. Zi cum a fost cu tine, că după aia zic cum e cu mine. Nu, îmi povestesc. Mai avem emisii. No. Ce mă bucură pe mine și este extraordinar și bucură-te de soțul tău. Mă bucur. Este că serialul ăsta Bravo Tată are un succes extraordinar. Da. Sunteți o familie talentată. Eu sunt emotiv la chestii de genul ăsta. Să spun de ce? Să spun de ce. Pentru că sunt rare familii de artiști care se și înțeleg bine și merg și pe același drum. Și ați făcut lucruri extraordinare. Cătălin, să spun ceva. El a urmărit toate episoadele de la cap la coadă. Eu am urmărit așa pe sărite de la America Express. Întreabă-mi tu. Din Asia. Eu l-am bătut la cap să mergem. I-am zis, bă, dacă a mers Natanticu, trebuie să mergi și tu. Dar dacă a putut el, poți și tu. Dar știi că m-am... Da. Am vorbit cu el, ne-am întâlnit pe la iUmor și l-am întrebat, pleci... Da, că noi știm cumva faptul că pleci în America, și zic, bă, o să fie foarte tare, că știu cât de bine, uite, și Lizzie poate să confirme, cât de bine n-a fost nouă, că n-a sudat, ne-am... Hai să vă spun ceva, fiind sub presiune, în acele contexte, în cazurile respective, nu suntem acasă, nu avem aceeași reacție pe care am avea în viața de zi cu zi, în cotidian. Și atunci, de-aia nu trebuie să judecăm nici noi, pentru că noi suntem chiar în cauză și nu putem judeca pe cei care au fost și au reacționat mai urât. Da, nu crezi că în momentul când ești cu soția trebuie să te cenzurezi un pic? Măi, să știi că, da, ar trebui să încerci. Nu intervine chestia asta? Ar trebui să încerci, dar știi ce se întâmplă? Te cenzurezi până într-un punct. Dar acest show îți arată la un moment dat adevăratul... Îți arată adevărata, la un dat, personalitate, pentru că... Cum adică? Tu oricât ai încercat să joci ceva... Adică vrei să-mi spui că ești dintre ale tale la un moment dat. Uite, fii atent, Romică, suntem drăguți, nu știu ce aici, dar la un dat ceva te scoate din sărite. Poate tu, nu zic eu sau Cosmin sau așa, cineva X, este coleric, dar el se abține să răspundă într-un anumit fel. Lucrurile acelea se va vedea pe cameră. Dar poți să nu fii coleric, poți să fii un tip destul de calm, de liniștit și un anumit context, o situație să te scoată din tepen, pentru că pentru asta este făcut acest show. Și la voi s-a întâmplat lucrul ăsta? Știi care a fost... Să zicem, punctul maxim. Știu eu. Punctul de fierbere. Punctul de fierbere. Știi care a fost avantajul nostru? Avantajul nostru a fost așa, că n-a fost doar unul sau celălalt. Am fost amândoi și am știut să gestionăm, adică dacă țipa ea, că eram eu la nu știu ce, după care țipam eu, ea tăcea. Când exista momentul ăla de amândoi... Momentul de tensiune maximă la noi a fost la cursa pentru ultima șansă. Când ne aflam pe ultimul loc, noi am conștientizat că eram pe ultimul loc și ăla a fost momentul în care... Ne-am dat seama că plecăm acasă. Ne-am explodat creierii, efectiv, și am început să încercăm ca proștii. Și când te cerți, pierzi timp. Oricum, cursa pentru ultima șansă umblă la nervi. Da. Ea umblă. Pentru că ea umblă. Dar ce farmec ar mai avea? E ceva ce nu poți să-ți imaginezi. Adică oamenii de acasă spun, bă, ce naiba, mă, că ei nu fac nimic, ce naiba, că ei lasă acolo fără telefoane, fără... S-a tot vorbit despre asta, oamenii acasă nu înțeleg. Și eu acasă, la rândul meu, ai grijă cu ponciul ăla. Stai să se așeze. Îți tu de la prietenii voștri, de la George and Dragon? Asta nu, asta de la Columbia. Așa. Stai așa. Da, stai așa. Hai să reluăm. Stai cum dracu l-am pus eu așa strâmbă. Da, mă, lasă că era frig. Dar acum că de la vin te-ai mai încălzit. S-a zbucit ăsta, dracu. Ideea este că și eu mă uitam înainte să plec. Probabil și Cătă s-a uitat, tu mai puțin că... Ce mai strâmbă ăsta sau de ce se uită ăștia? Nu, mă, de pălărie vorbeam. A, pălărie. Acum ai. Cred că nu știu ce. L-am luat invers. Nu știu cum să pune. Păi să spun ceva, nici în America Express n-am știu cum se pune. L-am pus tot timpul invers. Eu nu știu ce înseamnă invers la ăla. Cu partea lungă în față sau cu partea scurtă în spate? Mie îmi place în general cu partea lungă în față. Vrei să spun ceva? Și eu așa am portat-o toată viața. Așa. Auzi, bă. Dacă aveam, purtam lungă. Dacă nu, acum port scurtă. Că n-am ce să fac. Da. Nu mai vreau să vorbesc. Ziceam despre faptul că, da, toată lumea spunea, bă, până nu vezi, e ușor de pe canapea. Și eu am judecat la rândul meu. Când ne uitam la televizor, deci nu ne-am uitat expre pentru asta când plecam. Ne-am uitat. Ziceam, ia uite-l pe ăla. Și am ajuns acolo și am zis, bă, nene, e greu. E greu și e greu. Dar să depășim Asia Express, să vorbim... Dar așa, eu ce vreau doar să vă zic este că mie mi se pare că noi am avut un pic de noroc fiind în Asia, dar voi aici în partea asta, Columbia, America, ați avut niște probe și ați trecut prin niște chestii... Bă, da. Nu știu, mult mai complicate decât... Din ce spun unii, acum nu știu, zic și eu ce aud, că sezonul 6 a fost unul dintre... cele mai dificile Eu am văzut momentul în care voi ați câștigat și amuletă și imunitate în aceeași etapă, ceea ce mi se pare... Mamă, sunteți idolii mei, eu nu credeam că asta e posibil, oh my god! Noi n-am luat nicio imunitate în 10 săptămâni, dacă îți vine să crezi. N-am ajuns 10 săptămâni. Da, amulete, am bubuit. Noi la amulete, dar... 7 amulete am luat. Deci, 7 amulete? Da, la aia eram bun, la imunitate pilaf. Ce ați luat cu banii? I-am luat însă. Se dau după 4 ani. Nu, așteptăm. 4 ani. Pentru amuleta asta mai avem de așteptat. Stai liniștit. În 2028, când cresc pensiile, luați și voi amuletele. Să spun ceva. Știi ce mi-e frică? Să nu plece ca o fădul din țară, că altfel... Nu pleacă, nu pleacă. Ați mă, că rămâne lider, rămâne profi. Hai de unde? La Carrefour e scump. Nu, că vreau să faci frumos. E foarte frumos la Carrefour. Mega, în schimb, și acolo e frumos. Vrei să te lipești la platformă, nebunule, da. În schimb, mulțumim prietenilor noștri de la George and Dragon pentru vinul ăsta care e cu aur. Da, vezi, mai puțin, auzi, fii drăguț, fă așa că ți-a rămas polea. Tată, vreau să mă duc acasă, uite așa, când intru în scară, uite așa fac. Vecinii, știi, să vadă dintele. Dar fii atent, am mai învățat ceva, am fost la foarte multe podcasturi și am mai învățat ceva. Bă, dacă vrei să promovezi ceva, zi la început, că după aia lumea pleacă, mai ales la noi, cred că a plecat de la prezentare. Dar... Cred, băi, vreau să promovez asta. Vorbit tu, nu. Avem o grămadă. Da, eu am vorbit. Am adormit eu, jur. Fii atent, iubita mea. Dacă vrei și mai mulți bani, fii atent ce am făcut. Da, ce? Eu împreună cu prietenii mei de la stand-up. Da. Așa. Pe 12 decembrie lansăm o platformă online de umor. Comedy Box se numește. Foarte tare. Pe cum foarte tare. O să întrebe lumea, bă, dar stai, de ce faceți voi platforma? Bun, și ce înseamnă asta? Cum? Ce? Suntem foarte mulți stand-up-uri. O să amintesc câțiva și cei mai cunoscuți. Da. Teo, Vio, Costel, Sorin Toma Popescu, Maria Popovici Mincu, Nathan, îți dai seama? Eu trebuia să mă pun primul, dar m-am lăsat mai la final. În fine. Da, bravo. Raul zice, facem o platformă unde găsești, pe lângă specialurile de stand-up, găsești una scurtă, Râs ca prostul, podcasturi, serial, film, toate făcute de noi pe platforma asta, pe 12 se lansează. Wow. Abonamentul foarte ieftin. Deci eu zic acum, cam cât ar fi doar o foiță de asta de aur. Dacă ar fi, cât ar fi, zi tu așa, cam cât ar fi un fir de ăsta. 24 de lei? E 24 de carate. 24 de carate. Dar o foiță cât ar fi? Zi tu așa, în lei. O foiță în lei? 10 lei. 10 lei. 3 foițe de asta și ai abonament pe lună și vezi în fiecare zi altceva. E ceva nou de fiecare dată, în fiecare zi. Comedy Box, dacă vrei să vii, nu mai avem loc, dar... Dar să spun ceva. Chestia asta mi se pare foarte interesantă. Este. În ultima perioadă am văzut că platformele și stand-up-ul este foarte urmărit pe online. Și dincolo de faptul că e foarte vizionat în online, sunt oameni care vin și plătesc bilet. Exact. Și plătești pe un bilet, eu sincer n-am întrebat niciodată. Am crezut că eu sincer n-aș da banii ăștia niciodată. Da, depinde, dacă vii la Natanticu, nu. Dacă mergi la ceilalți, Teo, Vio, Costele ăștia care sunt bun. Dar la Natanticu nici eu nu m-aș duce. Dar dai pe un bilet de... Sigur, e live, e altceva, e spectacol. Și dai pe un bilet 60 de lei. Dar noi nu facem numai stand-up acolo, să se înțeleagă. Avem una scurtă, avem... Deci s-a mai spus o dată, dar mai renovă. Nu poți să vin că la mine nu e. Cu Palade e mai lungă. Tu cu Palade e destul de scump. Nu ne permite. Am vorbit de tine, este ok, am aflat, o să mai dezvoltăm chestia asta. Hai să vorbim despre talentata ta soție. Așa, mulțumesc frumos. Tu ce proiecte ai, ce faci? În primul rând, felicitări pentru Te cunosc de undeva. Vreau să spun că v-ați descurcat extraordinar. Dacă nu erai tu, ea era foarte bună. Așa. Într-o echipă trebuie și backing vocals. Sau dansator. Sau dansator. Și la dans ești praf. Și la dans ești praf, da. Puteai să dansezi mai în spate. Mă rog, dar trebuia cineva să te vadă în față. Bă, vrei să zic, singurul lucru avantaj pentru ea la Te cunosc undeva a fost când mă îmbrăcam eu în femeie, că era mai amuzat. Era amuzat. Am tras-o în jos. Spune-mi, ce proiecte ai? Ce faci acum? Ce faci? Păi, uite, pentru că probabil oamenii nu mă cunosc așa. Eu la bază sunt actriță. Știu. Acum mai nou, de câțiva ani de zile cochetez cu muzica, am ales să încerc să fac o carieră muzicală și am piesele mele, am un band, am un show de burlesc, care este unic pe piața de evenimente. Foarte frumos. Și nu numai, și vreau să fac un spectacol din chestia asta. O să urmeze alte proiecte. Te cunosc de undeva. Iar? Da, dar fără tine. O să fim chiar colegi, mai bine că nu vii. Știi de ce? Pentru că doi grei prea mult atârnă balanța la canapea. De tine și de Lizzie? Sau? Și jumătate. Un greu și jumătate. Bun. Eu mă bucur foarte tare că mai pleacă și ea de acasă, mai rămân și eu singur. Marea mea surpriză și a lui Cătălin, o să te întrebe Cătălin, cum ai ajuns jurat? Păi nu, cum ai ajuns jurat la iUmor? Că nu am înțeles-o. Tot datorită mie. Da. Deci vezi. Ai mă, nu cred. Da. Păi ce, ai trimis-o în față sau ce? Nu, au spate. La înaintare. La înaintare. Așa, eu dădusem casting. Stai. Jur, nu vezi un ban de la iUmor. Dar e funny, dar eu mă distrez. De ce? Are fiecare contul lui? Nu, avem, deci contul meu și conturile noastre. Sau nu, contul meu și contul lui este și contul meu. Adică banii tăi sunt banii noștri și banii sunt banii ei. Jurat la iUmor înseamnă și karate, să spun ceva. Care aici ți s-a dat valoare. De fapt și de drept a fost validarea ta. Așa este. Asta înseamnă extraordinar. Sau te-ai dus pe bani mai puțin decât... Lizzie muncește foarte mult, are evenimente, merge și anunți. Și tot ce ia de acolo eu dau la iUmor ca să mă primească. Deci de-aia spune ea că tot... De ce? Cum ai ajuns la iUmor? Și îi se datorează ei. Eu, îți dai seama, când a apărut iUmor-ul, eu eram la ProTV atunci. Și au început să apară toți stand-up-ării care făceau în cluburi și destul de cunoscuți, să apară pe la iUmor. Și eu nu puteam să mă duc. Păi era rampa de lansare. Că eram la cealaltă televiziune unde nu vă dădea voie. Da, emisiunea asta chiar a fost lampa de lansare. Lampa de lansare, ca să fie la nivel... Lampa de lansare. Lampa. Deci le-a filat o lampă la oameni. Lampa de lansare pentru stand-up-ul românesc a fost un mare ajutor. Pentru că, într-adevăr, conesorii, ca să spun așa, veneau în cluburile astea underground, plăteau un bilet, dar erau foarte, sau mă rog, puțini oameni care știau de stand-up. În momentul în care a apărut pe o televiziune națională și stand-up-ul, și deși a apărut... Da, mă, nu, a fost o super rampă. S-a dus, a bubuit. La fel și rostul, și doream foarte tare să ajung măcar invitat. Bă, invitat să mă duc, dar eram la ProTV, n-aveam cum. Și uite, după... An de zile... câțiva ani, am ajuns să fiu jurat. Ceea ce pentru mine este... mi-am atins un scop... Poate că nu e cap de serie, dar pentru perioada asta e cap de serie. Ce înseamnă cap de serie? Adică top. Adică top. Sincer, uite, și spun acum și vorbesc foarte serios. Ne-am bucurat ca niște copii în casă. Nu, eu m-am bucurat. M-am bucurat atât de tare pentru el. Da. Nu pot să vă spun, știi, Romică, reușita lui pentru mine a fost, zici, că am reușit eu în viața asta pentru că merita. Până la urmă, asta înseamnă o relație și o familie. Da. Să te bucuri pentru celălalt. Da. Ar fi să fiu hater. În momentul voi doi fiind artiști, știi că foarte mulți artiști s-au despărțit din cauza succesului, unuia sau altuia și au zis, bă, alo, credeți-mă că au existat cazuri. Da. Cred, da. În care au zis, bă, a ajuns, sunt mai jos, eu care sunt mai bună ca el Romică, și nu sunt văzută și aia. Bă, este fenomenal. Atenție. Da. Fiecare are valoarea lui. Normal. Dar înainte de valoare... Trebuie să renunțăm la ego. Ăsta este ego-ul. Da, adevăr. Dacă nu există ego, există fericire, există liniște, nu există război, nu există pace. Iubita mea, înainte de ego și de realizările profesionale ale fiecăruia dintre voi, există familie. Bă, noi înainte de asta suntem soț și soție și ne bucurăm de fiecare lucru bun care ni se întâmplă unuia dintre noi. Oricare dintre noi care are o reușită, este reușita familiei. Pentru că o pui acolo, pui înțelegere, pui răbdare, pui timp. Și mai pune ceva. Noaptea dormi în loc să și pui ceva pe masă. Și pui ceva pe masă. Și pui ceva pe masă. Și iubire. Și iubire și pui ceva pe masă. Asta este, vezi, până la urmă aici ne întoarcem toți să pui ceva pe masă. Toată viața mea n-am făcut lucrul ăsta decât să pun ceva pe masă. Pentru că... Și a pus. Și am pus. Și acum, ca să rupe momentul ăsta, că eu nu vreau să plâng în ăsta. Dar nu pui ceva de masă, că tot spus că... Ai răbdare, că toate la timpul ăsta. Așa este. Hai să revenim. Care este relația voastră? Da, de fapt, hai să ne întoarcem. Mai așa. Cum v-ați cunoscut? Când două suflete trebuie să se nu, nu, lasă-mi vrăjeala. Nu, așa e, o să râzi. Dar fiate cum a fost, fiate cum a fost. Că ea a făcut, ea o învelește frumos. Sorry, e aici, dar nu se vede acum. Și prietena noastră, cealaltă, Aida, le-au făcut, cum ar veni lipeala. Au zis, ăștia doi sunt suflete pereche. Deci credeți-mă. Ați avut codoașe, adică... Codoașe, așa se numesc? A, da, ăsta care... Așa, da, două codoașe, dacă așa. Codoșlăcuri, știi? Una acolo, una acasă. Codoșlăcuri, așa, ăsta o știu de la Gigi. Codoșlăcuri, adică... Nu știu care a fost mai codoș dintre noi doi. Dar nu, voi. Cei care te împerechează sunt codoși. Ei sunt codoși. Voi sunteți victimele codoșilor. Victimele codoșilor. Așa. Practic... Real nu ne-am plăcut. Spune-mi adevărul. Real nu ne-am plăcut când am văzut prima fază, nu. Deci va cu o prietenă de-a ta. Da. Ne-au spus amândorora. Sunteți extrem de potriviți. Adică prietena voastră de acolo era cu ochii și pe el și pe tine. Cupidon. Mai mult pe mine. Mi-a venit la mine și mi-a zis așa. Bă, cunosc o fată, vă potriviți, nu știu cum, e extraordinar. S-a dus la ea, băi, cunosc un băiat, vă potriviți extraordinar. Băi, vezi să spun ceva, că după vârstă te însoară babele. Uite, da, stai un pic. Dar era tânără. Și a aranjat o întâlnire. Lizzie, în perioada aia, fiind și actriță și model. Era model. Erai solo percuție? Solo percuție, da. Tu solo percuție sau erai în relație? Solo. Și tu? Și eu. Nu halul ăsta de prașă. Așa s-a nimerit. Da, și a aranjat o întâlnire la atelier, făcând niște haine, i-a pozat pentru prietena noastră. Și a zis, vino să pozezi, am niște hainuțe. Și n-aveam ședință foto. Și a venit la ședința foto. Și m-am dus și am dus la ședința foto a ei. Și am văzut. Și eu care pozam, eram cu hainele. Ce bou i-a zis. Dar întreabă pe ea ce a zis. Și eu am zis, cine e nesuferitul ăsta, care pare și infatuat, arogant, nu știu așa. Și nu ne-am plăcut, deci am fost o chestie de aia. I-am zis lui fata asta, nu te duc cu aia ta. Ce tâmpite! Și ea la un moment dat se plictisea prin casă. Dă-o jos, am să răbdă 20 jos, dacă nu dai eu la jos, dau și eu la jos și rămân, vă zic. Eu am zis să fac impresie că am fost. Nu știu, vrei să te ajut cu ceva? Nu, da, eu vreau să dau și eu. Dacă dă pasă, dau și eu hanul ăla. Numai puțin că mi s-a stricat părul. Eu am făcut primul pas, eu l-am chemat la întâlnire, eu l-am scos la... Nu mă, tu l-ai scos la masă! Tu ai și plătit? Nu am plătit, normal că n-am... Ai plătit tu? Cașcaval? Nu tengo dinero, nu tengo dinero. Era la ProTV? Da, cașcaval. Hai să vă zic ceva, fiți atenți. Am ieșit la prima masă. Am stat de vorbă, eu nu m-am aranjat. În general, stai. Eu în general mă aranjam, mă macheam, nu știu ce. Și nu m-am dus aranjat, dar m-am dus cu fraierul ăsta. Da mă, și asta e, că ea m-a sunat. Și mi-a zis, bă, nu mă... Ea te-a sunat. Nu, mi-a scris pe Messenger. Ah, details, ne pierdem în detalii. Ideea este că ne-am întâlnit la un restaurant și în momentul în care ne-am întâlnit, eu fiind nearanjată, nepregătită, că acolo eram. Am înțeles, toți fraierii. Fii atent, dintr-o dată am început să... Arăți mai bine nepregătită sau... Nu știu dacă da, nu cred, dar nu m-am pregătit pentru el. Dar tu ești frumoasă oricum. Mulțumesc, apreciez. Și în momentul în care am stat de vorbă cu el, am început să observ lucruri. Umorul, are un șarm aparte și zic, opa, zi tot ce mi-ai observat. Pe parcurs ce trecea timpul, am plecat de la întâlnirea noastră de la restaurant, am plecat, m-a dus la domnul Toni Grecu. Nu ne-am dus la el. Avea ceva de făcut, de filmat, nu mai știu ce, ca să mă impresioneze de fapt. Cu Toni Grecu o impresioneze. Bă, dacă vrei să agăți o gagică, o duc la Toni Grecu. Iubesc pe domnul Toni. Bine, Toni Grecu e un personaj de referință. Este unul dintre creatorii de comedie, unul dintre cei mai importanți și mari creator de comedie din România, care a ținut în mână un grup care a făcut istorie și în România. Iartă-mă că te întrerup. A avut grupul ăsta, după care el, sigur, s-a separat de grupul cu care a făcut istorie și a avut curajul să ia niște tineri, precum eu, Jojo, Claudiu Maier, Neamțu, fine, așa. Și eu dai seama că când m-am întâlnit cu ea, l-a prezentat cum ar veni din poze pe tatăl ei, pe Johnny Georgescu. Care, Alexandru este actor la Teatrul Național. Vine dintr-o familie de actori. Adevărat. Care au jucat la Teatrul Național. Asta e un lucru. Și Odeon. Și mama la Odeon. Asta e un lucru extraordinar. Puteai să te uiți la alți actori mai impozanți. Păi eu de-aia l-am băgat pe Toni Grecu în față. Că am avut... Păi stai mă, și dacă rămâne cu Toni Grecu? nu mă știu pe Toni Grecu e măritat. Mă știu pe doamna Cristina. Să mai întâmplă. Să mai întâmplă. Uite, vă fac cunoștință cu... Eu ne-am dus-o la Andy Vasulianu. Am dus-o la Toni Grecu. Nu am dus-o la Papadopo. Da, Juni... Dragoș Bucur. L-am dus la Toni Grecu care... L-am dus la... Adică l-am dus pe el, pe Lizun. Nu, ea a prezentat familia. Și dai seama, uite tata, uite mama, care din păcate nu mai e, nu intrăm în discuția asta, da, okay. Și actorul știu ce, și zic eu ce să zic, tata miner, hai să-ți arăt pe Nelu. Nelu care ieșea din mine. Cea mai bună gluma mea a fost așa, băi, toată lumea se plânge că, nu se plânge, se laudă, domne, eu am ajuns aici unde am ajuns pentru că am plecat de jos. Și a zis, bă, voi n-ați plecat de jos, eu am plecat de jos, eu am plecat de sub pământ, că tata fiind miner, asta era gluma mea. Și atunci ea când a băgat în față artileria grea, uite tata Alexandru Georgescu, John Georgescu, actor, nu știu ce, mama, actriță, din păcate. Și am zis, luam și eu pe Toni Grecu, eu chiar acum am de tras ceva, dacă vrei să vii cu mine. În momentul ăla, a venit că, dai seama, am făcut la masă acolo. Păi nu, a fost noi, din momentul ăla în care ne-am întâlnit, că asta voiam să vă spun. Am avut o conexiune. Chiar ne-am conectat unul la celălalt. Am ajuns la Toni Grecu, ne-am dus seara la un club, după care seara la club, fiind noi la club, am auzit un gând, o voce. Nu sunt chestii de alea. Rare ori mi s-a întâmplat, dar am o intuiție și mi-a spus, el este alesul. Ai simțit în seara aia că el este alesul? Da, așa am simțit. Tu, ca și gură. El nu. Zi. Eu am simțit că... nu. E loc acolo. E loc acolo. E loc sau nu e loc? E loc, dar nu la lung. Da, e loc. Ai zis, eram haiduc, mă, Romică, iartă-mă. Eram haiduc. Câți ani aveai? Aveam 35. Nu erai haiduc, erai pe ducă. 33 aveam. Băi, fii atent. Te-am salvat, nebunule. Iertați-mă, aveam 33 de ani. Tot Toni Grecu. Așa, da. Fii atent, tot Toni Grecu spune așa. Îmi spune așa. Eu lucram de mult cu el. Și el, pe lângă faptul că am învățat de la el foarte multă televiziune, umor, dar a fost și un fel de tată spiritual. Și mi-a zis așa, Cosmin, dacă nu te însori până la 33, care este vârsta lui Hristos, așa spune el, ce nu te mai însori niciodată. La 33 am cunoscut-o pe Doamne. Adică te credeai și Jesus. Nu, el spunea. Și la 33 am cunoscut-o pe Lizzie, fără nicio glumă. La 33, da. Și eu aveam 22. Așa. Și da, s-a întâmplat că am dus-o la mine acasă, am intrat în panică, panica a intrat în mine. Așa. Și a fost o panică totală. Și a fost o panică. Și v-ați panicat. S-a unit panica. Bun. S-a unit panica. Și de atunci ați rămas împreună? Bă, și eu poveste despărțit vreodată? Nu. Ne-am mutat împreună. Ne-am mutat împreună, eu stăteam într-o garsonieră. La o săptămână, eu stăteam într-o garsonieră, trebuie să zic asta. Eu stăteam într-o garsonieră, destul de mare. Și ea s-a pe la mine. Și bă, mie îmi plăcea... Nu aveam locul. O garsonieră mare. Nu era mare. Pentru mine era mare. Pentru tine era mare că erai sigur. Când a intrat panica în garsonieră, nu mai era așa mare. Și zic, mă panică dacă tot ai intrat și în sufletul meu și în garsonieră. Așa, rămâi, mută-te aici. Hai, mută-te la mine. Tu i-ai propus? Eu i-am propus. Eu prost. Da, și panicat. Erai panicat. Bă, dacă îți povestesc mult. Ea are apartamentul ei și acum l-are. Apartament, 3 camere la Tineretul. Și eu îi zic, băi, Panico, nu vii la mine în garsonieră? Panico. Și zice, vin imediat. Băi, nu te mint. Jur pe cea mai scump. Uite că așa avea bunica mea o vorbă când vorbea, îți nemâncată nebăută de 3 zile, vă zic ca la frații mei. A plecat, 5 minute mai târziu, i-am zis, bă, mută-te la mine. Da, mă, 5 minute mai târziu, 4 saci. 5 minute mai, 4 saci. A venit cu... Bă, știi și când te muți la el sau la ea? Mai aduce o periuță. Bă, 4 saci în 5 minute. Da, și eu de fapt ce se întâmpla? Băi, să spun ceva. Ăsta era un lucru în care îți demonstra că te iubește și că vrea să rămână cu tine. Eu i-am zis, am pus mâna pe fraier. Erai pregătită pentru orice. Le aveai deja, sacul era făcut. Băi, sacii? Băi, Cătă, sacii? Eu am crezut că îți moși Crăciun pe cu sacii. Acum mă duc să-mi par bucării. Dar nu vorbim cu nimic. Deci, băi, e gata, e timpul să te muți la mine. Și a zis, gata, fraiere în gând. Gata. Și a plecat. Și eu mă gândeam, zic, bă, să vedem, zic, cum punem lapa aici. Cred că nu agrează Nu știai dacă... 5 minute mai... Da? A zis da, a zis da, vin imediat. Eu la un moment dat am stat, mi-am închiriat apartamentul meu și am stat împreună cu o prietenă. Și la un moment dat, prietena a trebuit să eliberăm apartamentul și îmi luasem saci în mașină, pentru că trebuia să-mi caut alt loc unde să stau. Și asta a venit ca o... Ca o pompă, ai zis, Doamne Dumnezeu, le-am găsit casare, nu? Exact. Deci era plin săr până a venit sărul. Dar ce crezi? Am stat o săptămână la el și mi-am dat seama că n-aveam loc. Și a trebuit să... Pe ce căsulier aveai, mă, că ești mare? Era mare, dar ea a început să-și aducă... Și am găsit un apartament la Unirii foarte mișto. Păi stai, mă, nu, până la Unirii, mă. Păi asta a fost în a doua săptămână, a treia săptămână, când era? Păi prima săptămână a venit cu sacii, m-a speriat. S-a panicat, nu mai avea loc de ei. A venit cu sacii. Deci eu ca să mă sui în pat, că era garsonieră, eu trebuia să sar saci. Eram așa că eu aveam o saci peste mine. Și ea zice... Tu ce aveai? Ți-a mai rămas ceva al tău? S-a mai vedea ceva de ale tale? Perna era ta. Și aveam un calculator, atâta. Și ea a stat o săptămână, a văzut că fraierul a acceptat și a zis, băi, nu mai e ok aici. Că femeia când pune piciorul, ce nu mai e ok aici? Zic, îmi dau și eu seama că nu mai e ok aici. Zice, fii atent, eu am un apartament, tot mi-o băga pe asta, eu am un apartament cu 3 camere, pe când ne mutăm la... Nu l-ai văzut. Și el aștepta, zice, dar e închiriat, zice, e închiriat. Și am găsit apartamentul la Unirii. Am găsit un apartament la Unirii. Eu l-am plătit, atenție, l-am plătit eu lună. Bă, ce hale de lume, mă, la ProTV. Și l-am dus pe om, nu era la început. Deci a zis, bă, prostule, stai în garsonieră, stăm pe saci ca proștii. Stăm pe saci ca proștii. Am un apartament, o prietenă la Unirii, foarte frumos apartamentul, un buricul târgului, cum ar veni. Zice, am plătit deja o lună eu. Nu, dacă nu e... Atenție. Cât? O lună plus o lună. O lună plus o lună. Ea a plătit. Ea a plătit, zic, bă, am... Tu ai plătit după aia? I-a pus Dumnezeu mâna în cap. 10 ani, nu, 9 ani, întreabă cineva dacă m-ai plătit odată. Păi, am plătit odată și gata. Am plătit 2 rate și după aia ca... I-a luat și banii de chirie de pe tineretului. I-a lăsat pe tine. Deci avea planul făcut bine. Sacii pregătiți, apartamentul pregătit. Deci totul s-a așezat precum un domino. Tu ai acum 44. Urmează tu ai 24. Mulțumesc, așa, da. Așa, de când mă cunoaște pe mine. 24 ani, Gura. Așa. Care sunt planurile de viitor? Un bebiță, ceva? Fii atent. Noi suntem open, noi primim, dar n-am primit încă mail-ul. Dar n-a venit barza. Ori nu ne-a găsit când... Da, trebuie să spun ceva. Cel mai important lucru este dacă vă doriți lucrul ăsta. Da. Ideea este așa. Știi, în momentul când apare un copil, lucrurile în carieră sau în viața unuia dintre cei implicați în actul ăsta, se schimbă un pic. Și cu precădere pentru Doamne. Cu precădere pentru mamă. Mamă, da. Tu ești pregătită dacă Doamne ajută și Dumnezeu va da lucrul ăsta. Ești pregătită să faci pasul ăsta? Eu cred că Dumnezeu ne va da acest dar minunat fix atunci când eu nu vorbesc să rămână. Eu nu vorbesc despre lucrul ăsta. Vorbesc dacă tu ai fi pregătită... Eu sunt, deci, cum să spun... Ea e mult mai deschisă despre treaba asta decât mine. Ideea este așa, sigur că și eu îmi doresc carieră, și eu îmi doresc să se întâmple lucruri. Te cunosc, dar pe cealaltă parte, dacă Dumnezeu ne dă o bucurie de genul ăsta, cu siguranță voi face față și voi duce totul la cap. Și vă va da Dumnezeu, mai mult ca sigur. Dacă nu ne-a dat, înseamnă că Dumnezeu are și el... Nu, o să spun ceva. O să vă dea, să vă spun de ce. Pentru că este păcat din dragostea asta frumoasă și din întâmplările astea minunate pe care le-ați avut, să nu fie ceva minunat. Știi cum e? Bă, să spun ceva, fii atent să spun. N-am spus niciodată lucrul ăsta. Niciodată nu l-am spus nicăieri. În momentul când Nicoleta a rămas însărcinată, nu eram căsătoriți. Și eu eram la fel ca tine, eram haiduc. Cătă e primul băiat? E primul băiat. Fata e... Primul. Cătălin e primul și Dar este cea de-a doua. Nu eram căsătoriți. Nu eram căsătoriți. Nici nu mă gândeam, pentru că abia ajunsesem la tănase, jucam cu draga. Câți ani aveai? Iartă-mă, e foarte important pentru mine. Câți ani aveai când l-ai făcut pe Cătă? 34 de ani. Era o vârstă atunci, nu? 31, 32. Adică era deja, părea târziu. Cătă, tu câți ani ai acum? 28. 33. Da. Vezi că eu, pe matematică, vezi? Și Toni Grecu, vârsta lui Hristos. Iată că nimic nu e atunci. Deci nu erați căsătoriți. Așa, nu eram căsătoriți și am luat o decizie care a fost majoră. Pentru că nu te poți juca nici cu sentimentele unei femei, nici cu viața unui copil, nici cu cariera mea. Corect. Erau niște chestii care le pui și care... Uite, acum pot să zic, iartă-mă că te întrerup, semanăm așa. Da. Am avut aceeași gândire. Pentru prima, uite, acum chiar ascultându-le, ascultați puțin. L-a făcut pe Filip înainte să fie căsătorit. Da, nu așa. Când mi-a zis soția mea că este gravidă. Dar nu era soția ta atunci. Dar nu era. Ligia, na, așa o cheamă. Mi-a zis că e gravidă și atunci am zis... Ce fac cu tata? Ce-i zic lui tata? Asta a fost primul gând care l-am avut. Eu n-am avut. Ea este mai mare cu 4 ani. Mai mare cu 4 ani. A, altceva. Așa. Și ai zis ce-i zic lui tata? Și am ales varianta cea mai bună. Nu i-ai zis nimic. I-am zis lui mama să-i zică. Ce bun. Nico. L-a pregătit. Tu simțeam că îmi face marcaj, Nicoleta. Cu fata asta, care e o fată drăguță. Și te-a foarte bine. Și am zis foarte bine. Să fie sănătos. O iubește. O iubește foarte mult și ea. Și eu ziceam, bă, bravo. Câtă iubire să fie. E iubire, cât e iubire. Tare, da? Asta e de să scrii scenariul ăsta. Dar Cătălin și cu ea, foarte bine. Numai că ce? Nu, nimic. E armonie. E însărcinată. Cine? Cătălin! Zi-mi reacția ta, real. Asta ce să... M-am enervat puțin. Pe cine? Pe Nico? Nu, pe el. Pe el. M-am enervat un pic. Pentru că mi-aș fi dorit să mai facă niște treburi. Ala de moment. Dar pentru că îl iubesc așa de mult. Deci fii tu, n-ai... Și mă gândeam așa. El după aia a venit cu o caterincă care până la urmă a fost destul de plauzibilă. A zis, tată, m-am gândit. Fii atent ce excroc. Sentimental. Că faci o vârstă. Și e timpul să fii bunic. E păcat să-l facem trâzi. Chiar așa am gândit. În esență a avut dreptate. Și după aia am zis, băi, uite cum s-au legat lucrurile. Pe soția mea o cheamă Nicoleta. Ca pe mama. Da. Adică acum o cheamă Nicoleta Tociu. Și acum trebuie să explice, e soția mea, nu e mama. Da. Suntem născuți în aceea zi, pe 3 iulie amândoi. Raci. Vai de mine. Nu cred. Vai de mine, ce tare. Wow. Da. Și pe lângă primul, pe lângă Filip, o avem și pe Mimi. Am doi nepoți pe care iubesc din tot sufletul. Asta e a noastră. Îi iubesc. Acum, cum să spun, lucrurile sunt frumoase. It's your time. Am băut. Ce rugăm să mâncăm? Să nu faci friptură cu asta. Nu. Fără friptură. Nu. El este meseriaș. A câștigat la Rimini loc 8 în lume ca cel mai bun pizar. Și vrea să ne facă niște pizze de senzație. Dar vreau ceva bombă. Hai! Hai că mă zici că mă duc în lume. Gata, plec în cursă. Era aia că striga după Mădălina Balone. Mă dă, mă dă-te. Deci, înțelegi? Erau ce vremuri frumoase. Să vă spun ceva. Am avut privilegiul de a avea lângă mine și a trăi lângă unul dintre cei mai mari actori de comedie și artiști din România. Jean Constantin, Demrădulescu, Puiu Călinescu, Nicu Constantin, Stella Popescu, Alexandru Rașinel, Draga Olteanu, Rodica Popescu-Bitănescu, că și ea venea în spectacole, cântăreți, Mirabela Dauer, Dan Spătaru, Mădălina Manole, Anca Țurcașiu, Gigi Gheorghiu, Temișan, Mihai Constantinescu. Ăștia toți au fost prietenii mei. Și sunt. Și cei care nu mai sunt, nu mai sunt, dar au rămas prietenii mei. Și Tavi. Acum avem o prietenie extraordinară. Avem un grup care se numește Cu Metri, unde suntem mai mulți. Tavi Cole, Bitman, da, avem un grup extraordinar. Vă propun să vă faceți, cum să spun, poftă de mâncare, pentru că Cătălin face niște pizze extraordinare. Eu aștept. Ok? Bun. Hai să bem și... Eu nu mai am ce, că aș bău și eu, dar ce vrei să te mai să mai vină un prosecco. Că se dă sau nu se dă. Uite, du-te, ia vezi spatele. Băi, stai mă, Robi, că să te întreb ceva. Off camera sau nu? Eu mă simt, acum cum te povestești, băi, eu am prins pe ăștia mari și nu știu ce, dar ești contemporan în același timp cu Teo, Vio, Costel, nu știu ce. Exact cum mă simt eu că am apucat să te prind pe tine. Dar să spun ceva, nu că sunt contemporan cu mine, eu mă bucur să spun ceva. Dar încă ești în branșă. Mă întreba cineva, băi, nu vi se pare că stand-up-ul dă peste mână divertismentului? Nu e adevărat. Pentru mine cel mai interesant lucru este că comedia merge mai departe. Da. Exact cum strigi acolo America Express continuă, comedia continuă. Ăsta este cel mai... E adevărat, o să se spună din moși strămoși, Romica Tociu și Cornel Palade. E adevărat. E foarte greu să te păstrezi până la urmă. Sunt 34 de ani de comedie pe care am făcut-o la un nivel, pentru că noi n-am avut niciodată back in business. Noi am fost tot timpul acolo. Da, dar putea foarte bine să moară. Că uite, de exemplu, putea nu mai mergea să moară genul, da. Putea, chiprocou nu mai mergea. Adică da, dacă nu, da, mai noi n-am făcut chiprocuri. Nu mă dați zic. Eu cu Cornel m-am resoftat de fiecare dată. Tot timpul ne-am schimbat cu vremurile. De-aia cred că încă mai suntem viabili și suntem pe piață. Și crede-mă că suntem pe piață foarte tare. Și vreau să te întreb ceva, zici că e podcastul meu. Așa. Ai zis de Toni, bă, nu știu ce. N-ai zis, uite, nimic de Doru, care a fost atenție, în acest... Așa, stai, atenție. Foarte important. Doru e un capitol separat. Doru și Vacanța Mare. Că voi erați... Doru e un capitol separat. Doru este unul dintre cei mai mari actori de comedie ai României. Da. Eu recunosc lucrul ăsta și aș fi... ipocrit sau... Aș fi neloial și m-ar bate Dumnezeu dacă n-aș recunoaște lucrul ăsta. Da. Și Vacanța Mare, voi cum îi iar Vacanța Mare, cum? Vacanța Mare, păi eu am plecat cu ei, eu înainte de a pleca toți la București, dădeam spectacole la Casa Studenților din Craiova. Eu eram prieten cu toți. Când erau pe val. Când eram pe val și nu eram pe valul nostru. Adică fiecare cu felia lui. Fiecare cu felia lui. E adevărat că expunerea pe care au avut-o ei la ProTV a fost exponențială. Exact ca cum ar fi stand-up-ul care a ridicat iUmor, care a ridicat stand-up-ul. Da. Exact același lucru. E adevărat. Pentru noi a fost un pic mai dificil, pentru mine cu Cornel, dar eram acolo. Dar să spun ceva, ce se întâmplă în comedie. În comedie, fiecare segment care apare și fiecare persoană sau personaj are publicul lui. Vezi? Dar să spun ceva, ca să ții flacărea vie pe genul nostru în momentul când acum stand-up-ul a acaparat piața, înseamnă că încă mai avem ceva de spus. Da, asta e un lucru extraordinar. Fără comedie, țara asta nu o să poată să trăiască niciodată. Iubiții mei, acum vreau să vă spun o poveste frumoasă, o poveste a ceaiului. Știu că vă uitați așa... Da, eu beau ceaiuri, sunt fan. Da. Elize, o prins pe mine, m-ai pierdut. Am o poveste frumoasă care se numește Iona Organic, iar aici, în cutia asta magică, nu știți ce se întâmplă. Salvie, mușețel. Uitați-vă și voi. Aici este o adevărată nebunie. Aici puteți găsi ceaiuri pentru iubire intensă. Stai un pic, ai zis iubire și intensă. Eu trebuie la intensă direct. Pentru bucurie, pentru probleme digestive. Eu am probleme digestive. N-am nimic. Aici veți găsi toate aceste minunate ceaiuri, pentru că cei de la Iona Organic da, care sunt prietenii noștri, incredibil, au zis ca fiecare dintre invitații noștri să se bucure de acest miracol al ceaiului. Da, e cea mai fericită! Toate aceste ceaiuri și toate aceste flori care sunt aici sunt produse în România, okay, și organice, sunt organice 100%. Yes, sunt fan, sunt fan. Credeți-mă că o să vă bucurați, pentru că acum vine și frigul, ia mâna, pentru că am mai multe lucruri pentru voi când plecăm, în afară, când plecați și când veniți. Am, nu, fii atent. Am așa. Nu, e, no! E nebun. Romica, no! E, ba, da. Romica, ba, e, da. Bosel, ba, da. Columbia. Asta este, băi, o cutie. E frumos. Iar asta, la mulți ani. Iar asta este o cutie. Așa, iar asta este o cutie specială pentru sărbători, de care să vă bucurați amândoi, da, unde există aceleași ceaiuri pe care le găsiți acolo. Dar o cană de ceai, wow, miere. Oh, superb, ce frumos! Te super, dacă o deschid să arăt și eu oamenilor ce primesc? Bă, nu mă supăr. Hai să văd și eu. Știi că de ziua ta vreau să... mai nimerit, eu ador ceaiurile, eu acasă beau numai și numai ceai. Bă, ce mă bucur din suflet. Și astăzi am dat o grămadă de bani pe ceaiuri, dacă știam. Eu, la organic, s-a gândit... pentru toți invitații noștri, vezi de unde se deschide, de aici, gata. De aici. Ia, atenție! Uite. Ia uite! Uite, vai, cum arată cana! Da. Vai, să care din asta îmi doream. Asta este mierea. Eu beau vinul cu borcanul. Atenție! Și... Nu cred! Ba, da. Uite ce tare e asta! Vai, și linguriță! Senzațional! Da. Plus ceaiurile pe care le găsiți și aici, le aveți și acolo. Și atent, Romica, eu tot am zis de 12 decembrie că îmi lansez... Stai un pic, stai să zic, fii atent, fii atent, lasă-mă să termin. Da, mă, dar lansez, nu eu, lansez această platformă. Și ai zis, deja am la 1200 de euro, corect? Da. Ei, să mai scot din bani, fii atent. Bine ai venit în universul Iona Organic. Cât mai scate. Poate că mai ales chiar tu, sau poate că Romica, un prieten de nădejde, sau cineva special s-a gândit la tine și a vrut să-ți ofere o experiență inedită. Drept cadou. Indiferent de modul în care ai ajuns să mă cunoști, pregătește-te pentru clipe frumoase și arome delicate, pline de savoare. De aici mai urmează text, că e, mai e textă, da, mai eu mai zic de 12 decembrie, da, mai zic din mai text. Zici din textul ăla. Bă, da. Extraordinar. Mulțumesc, vă rog să vă bucurați de ceaiul ăsta. Pentru acum vine frigul și când stați acasă și e un pic... Cel mai frumos cadou, ce mă bucur. Cadou, ce mă bucur. Pune-le așa ca și mai tare de atât. Vine frigul, da? Eu la filmări, Lizzie singură, cine o încălzește? Iona Organic. 6.000 de euro. 12 decembrie, noi avem... Lasă-mă că mă descurc acolo. E rândul tău. Deci aici avem pizza cu mortadela, burrata, trufe, wow, și parmezan. Și aici avem prosciutto crudo, rucola, roșii sherry, parmezan, burrata, miez, de fapt stracciatella și parmezan pe deasupra. extraordinar. Țăranul de la Petroșan, ca să nu te supărați, până la urmă, nu e... Craiova nu-i departe de Petroșan. Nu, nu, hai, nu, hai să nu ne identificăm. Aici ai trufe. Aici, vă rog, puteți uita. Eu sunt la vegetarian. Bravo, lasă-mă că mi-am dat. Vreau să spun ceva, că și asta este foarte bună. Hai să gustăm, hai să vedem, hai să nu fiu chiar... Dragii noștri prieteni, iubiștii mei, vă mulțumim frumos că de obicei... Chiar vă mulțumim. Chiar vă mulțumim. Că de obicei vă uitați la podcastul La Tzuchi. Astăzi am avut invitați terminați de foame, doi oameni minunați, cu cariere frumoase, a cărora le mulțumesc din suflet că au răspuns prezent invitației mele și a lui Cătălin. Mulțumim. Vă doresc cariere lungi, frumoase, bani. Să dea Dumnezeu, paranteză, că să prinde măcar... cariera pe care ai prins-o tu până în momentul de față. Și de aici, și de aici încolo, Lizzie să gătească precum Cătălin și eu să glumesc precum Palade. Deci... Nu m-am supărat! Să spun ceva. N-ai cum. Cornel este unul dintre cei mai iubiți actori de comedie și căruia îi mulțumesc Dumnezeu că l-am cunoscut. Iubiții mei, Cătălin Tociu... Stai o secundă, deci până la urmă v-ați mutat la Unirii sau... Ne-am mutat la Unirii și de acolo. Băi, ceva! Da, lasă-mă că nu vrea să-mi închidă. Nu vrea să-mi închidă, mă. Cătălin nu vrea să-mi închidă. Până la urmă v-ați mutat la... Ne-am mutat împreună. Și ne-am mutat de acolo în altă parte, mai aproape de antene, ca acum. Da. Ne-am mutat pe bloc, pe antene. Îți mulțumim din suflet și să ne ierte oamenii care se uită la noi, Cătă. Mulțumim frumos. Ești fantastic, sunt fantastic. Rețeta asta să o lași și în loc de scroll-ul ăsta. Eu doar vreau să... Desigur. Băi, hai să ne apucăm. Și stai că nu s-a terminat. Nu, ce mai e? Nu vreau mă să închidă, nu vreau. Ce mai e? Cătăline! Nu s-a terminat. Lasă-l mă. Cătălin! Cătă, știi ce mi se pare mie? Uite, până vii tu? Până vii tu, mi se pare că... Dar chiar vă rog, gustați, că se răcește și e păcat. Așa, deci... Mulțumim, Dragon. Stai să o... Că nu dau așa. Da. Știi câți ficați ne trebuie nouă pentru aurul ăsta? Doamne, cadou pentru ei. Că na, după ce ați băut atâta... Poate așa se naște copilul de aur. Da, copilul de aur. Mai e unul, da. Să n-ajungă. Așa. Zic că copilul de aur al comediei, mă. Bă, iubire. Da? Ce frumos a sunat. Copilul de aur al comediei. Și în ceaiurile pe care tu le vei bea, eu o să pun puțin aur de aici, de la George and Dragon. Băi, ce oameni! Dacă nu erau ei, vă dați seama că noi eram în parc acum, în tineretului. Da, mâncam pe bancă. Lizzie venea cu sacii. Hai că am venit și eu la voi la podcast. Cătă, striga. Cine vrea o pizza? Da. Cine vrea o pizza? Por favor. Și o făceam comedie la intrarea de la ieșire. Ca de la... Ce bună a fost asta, foarte bună. Atenție! Ia, stai că mai are. Să mă apuc să mănânc ceva. Numai puțin. Ia, lasă asta că după aia... Ți-o dau, ți-o dăm. Că nu se vede camera. Noi ne-am gândit așa, că din puținul sau prea multul pe care îl avem, e bine să facem în așa fel încât să putem dona și copiilor care sunt în nevoie. Din păcate, da. Sau care au probleme în familie și ne-am gândit așa, ca toți invitații noștri să dea un autograf, iar după aia... Iar după aceea o să scoatem la licitație sigla de vin, iar de sărbători vom dona toți banii strânși pentru copii. Facem așa. De frumos, bravo, bravo pentru inițiativă. Semnătura mea și a lui Lizzie nu înseamnă nimic. Noi, doi, o să plătim această sticlă pe care o vom lua cu semnăturile noastre și banii noștri să se ducă acolo unde vreți voi. Bun, și banii voștri, dar și sticla asta. Înțelegi? Da. Avem o semnătură mare, frumoasă, să se vadă. Semnătura mare, frumoasă. Adică piada. Nu prea scrie frumos, v-am zis, da? Deci cum e pizza? E bună? Bună! Vai de mine, deja și m-aș băga cu fața în ea. De poftă, dar nu pot, n-am avut loc. Așa mi-a zis și mie când ne-am întâlnit, în fine. Așa-și face, pac! Dar ce scrie, iubire, ce scrie acolo? dar din dar se face rai. A zis așa, dar din dar se face rai, ca la contract. Eu am semnat aici și tu treci data. Dar de ce nu poți să semnezi? Se glumea, mă, iubita. Ba, dar e și pelican câteodată, ca să mă deranjează. Iubita aici. Iubita aici. De ce? Dar de ce nu aici mai mult? Nu contul tău. Numele meu e mai lung. Da, da, lasă-mă. Păi nu mă, doar semnătura. Nu, lasă-mă. Sunt fenomenal. Da, deja... Așa că vă mulțumim că ne-ați urmărit. Și în continuare așteptăm like, subscribe și mai ce? Share. Vreau să le mulțumesc și celor care ne-au ajutat foarte mult ca să realizăm acest podcast. Niște oameni de suflet care ne-au ajutat cu echipamentul. Mulțumim Bivolul. Le mulțumesc din suflet pentru ajutorul pe care ni l-au dat, în așa fel încât să ne vedem foarte bine. Ne vedem foarte bine cu ajutorul lui Bivolul. Vă pup, la revedere! Bivolul! 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 Hai să mâncăm!